Mi-a fost extrem, dar extrem de greu să le accept. În interiorul meu se află încă multă furie, ură, ranchiună. De ce nu ați râs? Slash, nu v-ați distrat mai mult, inimioară. Este adevărat tot ce vedem la televizor, mai ales atunci când cauți cazare? Cum reușești să faci față tot hate-ului și să nu răspunzi răutăților oamenilor? Ok, hei, sunt Bie și episodul ăsta era neprevăzut, dar așa e și viața la prima vedere. Zic la prima vedere pentru că eu știu undeva în interiorul meu că tot ce se întâmplă în exteriorul nostru e doar o manifestare a interiorului nostru. Adică, dacă eu am o intenție în interiorul meu să învăț ceva, să evoluez, să mă dezvolt și să ajung la cea mai înaltă versiune a mea, atunci exteriorul îmi va arăta toate lucrurile neplăcute pe care le conțin în interior, ca mai apoi să le observ și să le elevez. Astfel, dacă eu mi-am setat intenția să ajung la o stare de om, om integrat, încrezător, complet și plin de iubire de sine, împrejurările mi-au arătat că nu am ajuns încă acolo, pentru că în interiorul meu se află încă multă furie, ură, ranchiună, nervi, disrespect și multe alte aspecte negative. Cum mi-am dat seama de toate astea? Păi nu e greu, doar te uiți la America Express și le-am scos pe toate acolo. Toate mizerile din mine. Dar ăsta este un lucru pentru care sunt recunoscătoare. Da, da, sunt recunoscătoare că am putut ajunge în această emisiune, printre poate miile de oameni care și-ar fi dorit o astfel de experiență, să fiu pusă în situații în care nu m-aș fi aflat niciodată altfel. În condiții de foame, stres, oboseală intensă, frică și până la urmă lipsa totală a confortului. Pentru că aceste situații mi-au arătat cele mai negre zone ale mele, pe care nu am să vă mint, mi-a fost extrem, dar extrem de greu să le accept. De ce? Pentru că eu dintotdeauna am urât fix furia la oameni, la umbra energiei masculine și toată furia în general. Știți foarte bine că mi-am atras și situații neplăcute în viața mea, care aveau la bază furia din exterior, și prin toate astea Dumnezeu, Universul, spuneți-i cum vreți, îmi arăta că și eu o conțin. E simpla lege a oglindirii. Universul pune în fața noastră ceea ce ne deranjează cel mai tare, ca să ne observăm pe noi și să vedem în ce situații suntem și noi la fel. Pentru că până la urmă totul este despre evoluția noastră personală, ci nu despre vecinul. Ei, dar uite în ce iluzie trăiam eu, crezând că eu nu sunt la fel. N-am de gând nici două secunde să mă justific, pentru că un comportament negativ nu are nevoie de mângâiere pe umăr. Are nevoie să fie elevat. Nu este o noutate pentru noi că am avut tot felul de ieșiri în emisiune, nervi, furie și tot ce am menționat mai sus. Mulți dintre leuții și veteranii urmăritori ai canalului meu și al creațiilor mele de peste 11 ani vin și zic, da bă, dar stai așa că nu e așa, că sunt 16 ore de filmare, se enervează și zic câte o prostie, nu știu, o oră sau poate minute sau doar când sunt ieșirile pur și simplu și au compensat și foarte multe momente frumoase care se văd pe fotografiile făcute de fotograf sau de cameramanul nostru în timpul cursei. Ei bine, eu tuturor acestor leuți țin să le mulțumesc că văd și altă latură, dar eu nu fac acest episod ca să-mi iau apărarea sau să vorbesc de oamenii care mă înțeleg. Ei merg direct către sufletul meu și știu asta și primesc de la univers exact ceea ce ofer, adică înțelegere. Eu fac acest episod ca să-mi documentez experiența mea, din care alții să se poată inspira, că tot întreabă oamenii noi ce-i învăț pe abonații mei, ce-i învăț pe urmăritorii mei. Eu pe urmăritorii mei îi învăț de atât de mult timp să nu răspundă la ură cu ură, să se bucure de momentul prezent, că e singurul pe care îl avem, să fie liberi, să fie autentici, să nu înceteze să viseze și să creadă în potențialul lor, să se iubească pe ei înșiși, să fie buni cu mama natură și cu planeta pe care locuim cu toții, să-și ierte părinții și să-și înfrunte anxietatea acceptându-și energia feminină și masculină pe care o conțin. Îi învăț multe lucruri pe urmăritorii mei, dar nu lucruri doar din cărți, ci lucruri pe care le-am experimentat sau conștientizat înainte de lecții. Am 25 de ani și am crescut public. Oamenii mi-au văzut evoluția încă de la 14 ani și o vor vedea de aici încolo. Și în maturizare și evoluție există hopuri, greșeli și lecții. Dacă sunt creator de conținut sau influencer, nu înseamnă că eu nu greșesc. Dar pot să fac un video din care oamenii să învețe ce am învățat eu din greșeli. Acum să nu mai vorbesc doar eu, v-am cerut întrebări despre America Express și despre reacțiile mele pe care cu greu le-am acceptat, dar sunt și astea că oameni suntem și astfel să facem un dialog drăguț de tip Q&A. Let's go! De ce nu ați râs?
slash nu v-ați distrat mai mult, inimioară. Eu pot să spun că experiența noastră a fost mult mai vastă decât se vede, pentru că noi când ne-am întors din America nu am avut această perspectivă că am fost un car de nervi și frustrări, pentru că compensa cu toate amintirile pe care le avem, cele care nu apar. Dar n-am să vă mint că e o lecție foarte importantă pentru mine și până și acest aspect. Ca de acum încolo, în orice situație, să găsesc cu adevărat partea plină a paharului și să anulez din prim plan toate părțile negative care îți taie distracția efectiv. Voi știți despre mine că în mod normal, în viața de zi cu zi, eu găsesc fanul din orice lucru. Uite, mai devreme, tocmai mi s-au furat căpăcelele de la mașină cu stema Mercedes de pe fiecare roată. Prima dată am avut această intenție instant să mă enervez și să mă frustrez, dar după am râs. Am făcut și un story în care am arătat efectiv mulțumire față de persoana care mi-a furat căpăcelele, pentru că mi-a arătat în exterior ceea ce conțineam eu în interior, pentru că în ultimul timp fusesem destul de tristă. Și astfel văd partea plină. Mă, ce mi-arată situația asta? Eu visez, aspir să devin acest om care vede lucrurile așa, dar mai am de lucru până acolo și uite că în situații extreme pică acest principiu. Câștigă mintea și mintea te duce la emoții de toate felurile. Dar nu-i nimic că lucrăm și vom ajunge acolo. De ce îți jignești mama așa urât și vorbești cu ea, în paranteză proastă, mi se pare oribil. Eu am mai făcut un episod ce urmează să apară, e fix cu mama, în care adresăm și acest lucru. Eu am vrut să fac episodul ăsta vis-a-vis de furia noastră împreună față de exterior. Între noi două e cu totul altă poveste. Aici nu e ură, furie, frustrare sau altceva. Aici pur și simplu este modul nostru de a fi, pe care pe viitor, poate pe cameră, îl vom controla, deși nu este principiul meu de viață. Mie îmi place să fiu autentică și dacă așa am relația cu mama și așa ne-am clădit-o, așa am și fost. Nu am gândit mai departe cum s-ar vedea pentru oamenii care au altfel de relație cu mama lor. Cert pentru sufletul meu este că eu cu mama vorbim așa, fără să ne afecteze, fără să ne deranjeze, pur și simplu ne-a devenit tic verbal. Fată, ești proastă! Mamă, ce proastă ești, fată! Mamă, ce proastă sunt! Când vorbea serios și când chiar considera că nu ne iese ceva în cursă și zicea serios că suntem proaste, e altă tonalitate și atunci mă enervam și eu și îi spuneam nu, eu nu sunt proastă, nu mă mai băga în aceeași oală și a devenit și replica aia cunoscută, pentru că eu știu din tonalitatea ei când vorbește serios și când e doar o replică sau ești nebună sau nebuna mea sau sunt vorbele noastre, pentru că noi ne comportăm ca niște surori și dacă, Doamne ferește, pentru o secundă aș simți că o deranjează pe mama sau că simte disrespect din partea mea, Doamne ferește, aș fi în fața ușii ei cu un camion cu trandafir și cu un banner mare cu iartă-mă, mamă, te rog, că pe tine te iubesc cel mai mult de pe lumea asta și nu vreau să te rănesc vreodată cu nimic. Ea știe ce iubire este între noi și eu știu ce iubire este și vă spun clar că nu o deranjează cu nimic și că nu se abține față de mine niciodată. Și vreau să facem o probă acum, uite că nici nu știe despre asta. Ia să vedeți ce probă facem cu mama, nu o să-i spun că filmez, ca să vedeți cum vorbim noi. Da, mama. Ce faci, Dună? Îți aștept niște doamne mai în vârstă, mama, să coboare să le hrănesc. Ce ai zis? Aștept niște doamne. Nu, nu, ce ai zis după? Să nu mai lăsa pe ăsta. Haide, te pup și te iubesc. Te pup, pa, pa. Pa, pa. În sfera asta, relația mamă-fiică, v-am spus, nu intră răutatea față de alte persoane, furia și ce am mai scos eu, cu care nu sunt nici eu de acord, dar pe care le accept și le transmut și le elevez în ceva frumos. Bine, acum eu vorbesc cu oamenii noi de pe canal, oamenii care nu știu, pentru că eu am, ferească Dumnezeu, am episoade cu mama, din totdeauna am făcut episoade cu mama și cine știe, știe ce relație avem. Înțelege și nu simte vreo lipsă de respect, pentru că cine știe, cunoaște. Mai departe, cum te-ai simțit cu mama ta în această aventură? Protejată. M-am simțit protejată pentru că mama ar fi în stare să treacă munții, da, să treacă munții pentru mine. Dacă eu aș fi pe partea cealaltă a munților, ar trece prin ei. Și asta mi-a dat o,
un sentiment de siguranță care cumva m-a împins și la mă plânge foarte mult și, și la mă victimiza foarte mult, pentru că așa este când ești cu mama lângă tine. Ești copilul mic. Dacă ai putea da timpul înapoi, ar fi ceva ce ai schimba legat de o probă, o prietenie, o situație? La prima vedere aș spune că da, toate momentele în care m-am enervat, în care am vorbit urât, în care am deranjat, în care pur și simplu nu mi-am controlat emoțiile negative, aceste momente, la prima vedere, m-aș întoarce în timp și le-aș schimba, dar cu sufletul spun că nu aș schimba aceste momente, pentru că lucrurile astea m-au învățat lecții importante pe care nu știu cum le-aș fi putut învăța altfel. Deci n-aș schimba nimic. Dar dacă tot aș avea această superputere să decid eu cum vin lecțiile, mi-aș mai oferi odată oportunitatea în America Express ca să văd schimbările reale pe care le-am adus asupra mea. Este adevărat tot ce vedem la televizor, mai ales atunci când cauți cazare? Este chiar mai puțin la televizor decât este în realitate, decât de greu este în realitate. Absolut. Și nu mai are sens să explic eu cât de real este, pentru că se vede pe noi, în afară de tot ce am vorbit până acum, de starea mentală în care ajungem și nervii care ne copleșesc, dar se vede cât de tare slăbim, cât de tare ne desfigurăm cu toții și cât de tare ne ardem de soare, ne lovim, toate lucrurile astea sunt absolut reale, deci da. E fascinant câte lucruri ai stârnit în oameni, ce oglindă puternică ai fost pentru ei. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, că lucrezi cu tine și că vezi lucrurile astea și vezi dincolo de aparențe. Da, într-adevăr, foarte mulți oameni am stârnit ceea ce stârneau și ei în mine înainte, pentru că ei mai departe trebuie să-și vadă și ei furia pe care o conțin, mahalajoica pe care o conțin și toate aceste aspecte pe care cu toții le conținem, dar nu știu dacă mai devreme sau mai târziu le vom și accepta. Cameramanii ce făceau seara? Ei, imediat după ce ne lăsau pe noi la cazare, își căutau un hotel în apropiere. De cele mai multe ori, era o surpriză, mi-a povestit cameramanul meu Beatles, te pup, și reporterița mea Irina, te pup, că au găsit un hotel la un moment dat care n-a avut nici apă, nici curent. Au dormit mai rău decât noi unde am găsit cazare. Deci pentru ei era destul de greu. Crezi că te-a schimbat această experiență? Dacă da, cum? În ce fel? Cu siguranță m-a schimbat această experiență, pentru că în ciuda elevării emoțiilor mele negative, am mai învățat foarte multe lucruri și despre viață în sine, eu plecând acolo semi-germofobă, că mai tratasem un pic, dar eu eram foarte, foarte rău cu germenii și cu mizeria și când m-am văzut în fața faptului împlinit că trebuie să mănânc din tigăi cu gândaci și nespălată pe mâini și vai steaua mea, am văzut că corpul poate mult mai mult decât știam eu că poate și că trăiam într-o iluzie bazată pe frică. Cum făceai față în acele zile din lună? Eu abia mă târăsc până la magazin, dacă e. Pe mine m-a prins acea perioadă de două ori. Odată fix când a început cursa și odată acum la sfârșit de Guatemala. Și de acolo au venit foarte mulți nervi și mood swings, switch-uri emoționale, dar, din nou, nu ne focusăm pe scuze, ne focusăm pe cum să elevăm aceste emoții. Nu ai avut așa o mini-depresie pentru că erai într-un loc străin? Păi cred că s-a și văzut că nu am fost în cea mai bună stare mentală. Până la urmă, asta e ideea jocului, asta e ideea America Express sau reality show în general de nivelul ăsta. De ce aveați telefoane mobile la voi? Telefonul pe care îl aveam la noi era telefonul dat de Irina, care era codat în așa fel încât să se deschidă doar chatul cu Irina, unde noi să trimitem răspunsul la probe sau pozele. Nu puteai să faci absolut nimic altceva cu el. Sunteți foarte puternice. Vă pupă țuca. Mulțumesc din inimă, îți mulțumim. Și mama îți mulțumește, spun clar, că apreciază fiecare comentariu constructiv și frumos. Poți să ne povestești despre ceea ce nu se vede la TV, să știi și să știi că ești un om bun. Îți mulțumesc foarte mult. Ce altceva pot povesti? Mai e o experiență foarte interesantă când cameramanul, de exemplu,
rămânea fără baterie pentru lumina de la cameră sau noi rămâneam fără baterii la lavaliere și eram în benă, de exemplu. Era foarte interesant, eram ca într-un show de acțiune pentru că cameramanul trebuia să se urce peste noi în timp ce mergea bena și să se apuce de lavaliere și să schimbe bateria și se întorcea. Bam, a continuat filmarea, deci era tot un film de acțiune. Non-stop era un film de acțiune. Cum reușești să faci față tot hate-ului și să nu răspunzi răutăților oamenilor? Selectez foarte bine hate-ul pe care apuc să-l văd, pentru că unele comentarii încep din start cu vorbe urâte, cu înjurături și îmi dau seama din start că sunt doar o oglindă pentru oameni și că nu fac și că ei nu fac cu nimic mai mult decât ce am făcut eu prost, așa că nu am ce să învăț din comentariile alea decât, nu știu, să-i observ și să vadă în ei că stârnesc exact aceleași reacții care i-au deranjat, dar pe de altă parte sunt unele comentarii care doar își spun frumos punctul de vedere care m-au ajutat, bineînțeles că dacă nu venea și un val din ăsta nu înțelegeam niciodată că am greșit, că eu poate în continuare o luam drept glumă. Hate-ul îl secționăm la hate și față de ăla n-am absolut nicio părere, nici n-ajunge la mine, nici nu trece prin mine, nici măcar n-ajunge în sfera mea. Știu foarte bine ce reprezint pentru oamenii ăia, și anume o oglindă. Dar pentru ceilalți care vorbesc frumos și au cuvintele la ei și pur și simplu își exprimă o părere despre ceva ce și eu consider negativ, atunci rezonez cu ei, învăț de la ei sau prin ei și trec mai departe. Acolo pot să încadrez comentariul ca fiind critică constructivă mai mult. Ceea ce este tot timpul binevenit pentru propria mea evoluție, dacă asta e intenția omului care a comentat. Vă spun toate învățăturile astea ca să știți pentru viața voastră, poate vă inspir cum să acționați în situații similare și cum să vedeți lucrurile. Asta a fost, guys, episodul. Sper din suflet că v-a plăcut. Nu uitați să dați mare like pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Abonați-vă cu clopoțel ca să fiți notificați de câte ori postez și noi ne vedem cu următorul episod. Ok, bye!